Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a demarat licitația pentru achiziționarea unui tomograf performant în valoare de 5,4 milioane de lei. Pe 30 septembrie, unitatea sanitară a postat pe site-ul de licitații anunțul prin care achiziționează în leasing un computer tomograf. Acum, conducerea spitalului trebuie să organizeze spațiul în care va fi amplasat aparatul, iar pentru asta e nevoie de finanțare de la Consiliul Județean Neamț. Spațiul în care va fi amplasat echipamentul necesită investiții serioase, dat fiind faptul că este nevoie de armătură de plumb, dar și de amenajările impuse prin legislație și prin regulamentul de control al radiațiilor. Noul tomograf se dorește a fi unul performant, care va putea face o multitudine de secțiuni și de imagini foarte clare, care să conducă la diagnosticarea rapidă a unor afecțiuni. Aparatul urmează să fie achiziționat în leasing, deoarece unitatea sanitară nu are banii necesari pentru a-l cumpăra, astfel încât s-a preferat plata în rate, urmând ca la finalul perioadei aparatul să intre în proprietatea unității spitalicești. Perioada de leasing ar trebui să fie de 3-5 ani, dar acest lucru va fi negociat cu firma interesată de un astfel de parteneriat. Ratele vor fi achitate din bugetul unității sanitare, Consiliul Județean având calitatea de garant. Acum, spitalul speră să obțină de la Consiliul Județean bani pentru amenajarea spațiului în care va fi amplasat echipamentul. Acesta va funcționa la parterul clădirii spitalului nou, lângă unitatea de primiri urgențe. Secția de chirurgie plastică va fi mutată la etajul 1.